Să ne păzim de binele firii omenești căzute. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov din cartea Ofrandă monahilor contemporani. Ți-a venit vreun gând bun? Oprește-te! Să nu tingi nici de cum spre împlinirea lui în mod pripit și nechipzuit. Simți în inimă vreo înclinație bună? Oprește-te! Să nu îndrăznești să te lași atras de ea. Pune-te în lumina Evangheliei și vezi dacă gândul tău cel bun și inclinația cea bună a inimii tale sunt în acord cu sfânta învățătura Domnului. În curând vei vedea că nu există niciun acord între binele evanghelic și binele firii omenești căzute. Binele firii noastre căzute este amestecat cu răul și de aceea binele acesta a devenit el însuși rău, așa cum mâncarea gustoasă și sănătoasă devine o travă atunci când este amestecată cu o travă. Ferește-te să săvârșești binele firii căzute. Săvârșind acest bine, îți grăbești propria cădere, sporind în tine îngânfarea și mândria și ajungând la asemănarea cu demonii. Și, dimpotrivă, săvârșim binele evanghelic, ca un adevărat și credincios ucenic al lui Dumnezeu omul, te vei face asemenea lui. Cel ce își iubește sufletul, a spus Domnul, îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Că cine va voi să-și cape sufletul îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Domnul poruncește să ne lepădăm cu totul de firea căzută și să urâm îndemnurile ei, nu numai pe cele vădit rele, ci și pe toate celelalte, fără excepții, chiar și pe cele aparent bune. Mare nenorocire este să ne călăuzim după dreptatea firii căzute. Aceasta este însoțită de lepădarea Evangheliei, lepădarea răscumpărătorului, lepădarea mântuirii. Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște, chiar și sufletul său nu poate să fie ucenic al meu, a spus Domnul. Tălcuind cuvintele Domnului, citate mai sus, Sfântul Varsanu fie cel Mare spune, cum să leapă omul de sine? Doar părăsindu-și dorințele firești și urmând Domnule. De aceea și vorbește Domnul aici anume despre cele firești, iar nu despre cele nefirești. Căci dacă renunță cineva numai la cele nefirești, încă nu a renunțat la nimic al său pentru Dumnezeu, fiindcă cele ce sunt împotriva firii nu-i aparțin lui. Dar cel ce a renunțat la cele firești strigă întotdeauna cu apostolul Petru, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi oare ce va fi? Acesta va auzi fericitul glas al Domnului și prin făgăduință va fi încredințat de moștenirea vieții veșnice. La ce renunțase Petru, nefiind bogat, și cu ce se lăuda, dacă nu cu renunțarea la dorințele lui firești? Căci dacă omul nu va muri pentru trup, înviind cu Duhul, nu va putea învia cu sufletul, așa cum într-un trup mort. Nu se află deloc dorințe firești, așa nu se află nici în cel ce a murit duhovnicește pentru trup. Dacă tu ai murit pentru trup, cum mai pot fi în tine dorințe firești? Dar dacă nu ai ajuns la măsura duhovnicească și încă mai ești copil la minte, smerește-te înaintea învățătorului și te va certa cu milă.
iar fără sfat să nu faci nimic, chiar de ți s-ar părea ceva bun, căci lumina demonilor se va preface mai târziu în întuneric. Același lucru trebuie să-l spunem și despre lumina firii omenești căzute. Dacă cineva merge după această lumină și o sporește în sine, aduce în suflet întuneric desăvârșit și se înstrăinează cu totul de Hristos. Cel ce este străin de creștinism este străin de Dumnezeu. Oricine tăgăduiește pe Fiul nu are nici pe Tatăl, este fără de Dumnezeu. În veacul nostru, mândru de prosperitatea sa, majoritatea oamenilor care se declară și creștini și lucrători ai binelui tind spre săvârșirea dreptății firii căzute, respingând cu dispreț dreptatea evanghelică. Majoritatea aceasta se audă hotărârea Domnului. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine și zadarnic mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor. Lucrătorul dreptății omenești este plin de îngânfare și de înșelare de sine. El propovăduiește, trâmbițează despre sine, despre faptele sale, ne dă nicio atenție poruncii Domnului. Plătește cu ură și răzbunare celor ce ar îndrăzni să deschidă gura, ca să se împotrivească cu smerenie și temeinicie dreptății lui. Se socotește mai mult decât vrednic de răsplata pământească și de cea cerească. Și, din potrivă, lucrătorul poruncilor evanghelice este pururea cufundat în smerenie. Punând chipul în care împlinește poruncile alături de noblețea și curăția lor, socotește necontenit această împlinire foarte nemulțumitoare și nevrednică de Dumnezeu. Pe sine se socotește vrednic de chinurile vremelnice și de cele veșnice pentru greșalele sale, pentru legătura neruptă cu Satana, pentru căderea proprie tuturor oamenilor, pentru stăruința lui în cădere și, în sfârșit, pentru însăși împlinirea nedeplină și adesea mincinoasă a poruncilor. În fața fiecărui necaz trimis de pronia lui Dumnezeu, el își pleacă supus capul, știind că prin necazul Dumnezeu îi învață și îi face iscusiți pe slujitorii săi în timpul călătoriilor pământești. Îi miluiește pe vrăjmașii săi și se roagă pentru ei ca pentru niște frați ispitiți de diavol, ca pentru niște mădulare ale unui singur trup, care sunt molipsite de boală în duhul lor, ca pentru binefăcătorii săi, ca pentru uneltele pronii lui Dumnezeu. Dinastia din Afnum.